out here today, even though it's holidays, play football in front of all of us, which shows me that they're really passionate and really appreciate this effort. So having had the privilege of a good education, I think it's everything. It opens doors, because every child should feel like they have the world at their feet. And the only way to harness that feeling is through education, information, and to know, always be certain that the door is wide open to you to achieve whatever you want. From our perspective, we really try to focus to build communities, to bring that old sense of communities back, which means incorporating all kinds of things, including education. Communities are very, very important in building good schools and good education facilities, because there's always a need for more, and the community should be prepared to do more, which people here are obviously doing, and they're doing it very well. Am descoperit Narada, care ne-a oferit oportunitatea de a găsi o platformă unde să punem alertă pentru proiectul nostru. Apoi, fizic aici, am stat toată vara alături de cei care au muncit, care au realizat constructorul, pentru a le da indicații și pentru a mai aduce eventuale alte materiale necesare pentru construcții. La școală sunt înscriși 856 de copii. Pentru copiii de la școală, deci nu numai, din localitate, este un spațiu în care se-și desfășoară atât activitățile școlare cât și cele extrașcolare, din timpul liber, după orele de curs, un spațiu în care să vină în aer liber să-și manifeste energia și modalitatea lor de a se exprima prin sport. Misiunea organizației Narada este mult despre mobilizarea comunităților, adică la ce ne uităm noi este pe de-o parte să scoatem provocările la suprafață și pe cealaltă parte să lucrăm cu comunitățile și să rezolvăm aceste provocări. Și ce am văzut astăzi aici este, aș spune, exemplul perfect. Nu e vorba numai de partea de finanțare, este vorba de viziune, este vorba de a oferi copiilor oportunități diferite, dincolo de vremurile în care trebuie să-i pregătească pentru viitor. Și atunci este necesar să vină împreună profesorii, cu părinții care să-i sprijine pe profesori și pe copii, a încuraja pe copii să contribuie la activități, să se implice în activități. Avem multe alerte în zona aceasta de infrastructură, cu provocări, cu acoperișuri căzute, cu săl de clasă care nu arată tocmai primitor pentru copii și multe alte lipsuri din sistem. Și ce am văzut aici este că domnul Bogdan s-a uitat la care este următorul pas și care este oportunitatea pentru elevii din școala din Hârlău spre a le susține educația pe mai departe. Foarte bine, pentru că suntem în aer liber și nu o să ne mai fie clar la sport. Deocamdată este matematica, dar și pasiunea mea este sportul. Mi se pare ceva foarte frumos, deoarece dacă nu putem juca în locuri, putem veni aici. De asta îmi place cel mai mult. Mi se pare o idee foarte bună și eu zic că o să fie foarte bine în acest teren. Bine. Mai jucăm în sală unde e cald. Eu, cum o să fiu mare, vreau să mă fac fotbalist.